Biserica a fost întemeiată de logofătul de la vremea respectivă, Constantin Albeanu, mare comandant de oști în armata pe care a avut-o domnitorul Mihai Viteazu, și satul care este lângă noi aici a primit la vremea respectivă 1000 de stâșe, iar setenii care au fost așezați, oamenii așezați aici, poartă numele și astăzi de Motești, de la primul preot care a fost aici. Lucruri minunate de istorie, lucruri minunate de credință pe care oamenii noștri le-au trăit și pe care le-au făcut ca noi astăzi să fim liberi și cu demnitate. Și aș vrea să amintesc acest lucru, pentru că omul poate să fie liber doar cu Dumnezeu, dacă este cu păcatul, este rob al păcatului, nu mai este liber. Cu aceasta, cinstea și onoarea noastră să fie pentru marele general Gheorghe Magheru, pe care l-am comemorat și pomenit astăzi. Domnul invitat, domnul Ionescu, aveți onoarea publică. Mulțumesc, doamne ajută! Urmează depunerea de coroane de flori. S-a încheiat evenimentul și vă mulțumim foarte mult. Urmează să mergem la școala generală Arteni, unde vom
avea o serie de discuții și comemorări ale școlii generale și ale Consiliului Local al Bec. Mulțumim foarte mult!